Au fost okay. câteva minore cu despăgubiri cu d-astea în trecut. Ei, dacă tu nu-i dai. Și pe zici ce ai căutat tu să modifici la ea și de ce? Adică deci ce eu am luat-o în primul rând, mașina a fost efectiv un chilipir. Ce îmi luam la banii ăștia? Nimic. Știi? Oricării dintr-un metal prost, dacă spui așa ceva, se vor rupe sudurile. Și am vorbit cu el, tipul stând în Canada, pe fusul ăla orar, de-abia am dat. Da, chiar, că avea... Chiar exact. Era rară, da, poți chiar să zici că era o mașină unică. Nu știu de ce a fost făcută mașina aia, nu știu cu ce scop, dar nu o să mai vedeți prea curând un Duster. Ia tu ai 507 cai, stai liniștit că dacă îi faci amestecul, tu obții pop și s-ar putea de mult să faci mai rău dacă faci așa ceva. Da, pentru că BMW nu degeaba a lăsat amestecul da, într-un fel. Da, și din câte știu motorul ăla de fapt are 400. Bună, dragilor, eu sunt Tania, bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi este un vlog important pentru mine, deoarece i-am cunoscut pe băieții de la atelierul de detailing. Bine. 3 din 5. 3 din 5, da. 2 din 5. 2 județe cu mașina. Da, 2. Așa. O să facem un review la un moment dat și cu BMW E39 împreună cu băieții. Când o să avem mai multă lumină. Da. Da. Și intrați pe canalul lor pentru că deja există un review la audiul meu. Salut. Eu sunt Luci, ăla care nu suportă nicio mașină. El e Vlad, care vorbește prea mult. Domn profesor Mixupedia, expert în orice înseamnă chestii tehnice. Și astăzi mergem cu mașina lui, pentru că la da. Mea n-avem ce să împreună toate trei au 3 au 4 litri, adică n-avem ce să. Pe când al lui Vlad are 2.4. Ia zi, Vlad. E o poveste interesantă cu mașina. Am avut înainte un Opel Astra H, luat de nou, nimic special. 1.6 benzină, cutie EasyTronic. Mie mi-a plăcut mașina, prima mașină străină. 1.6 Coteco ăla de Twinport, 105 cai. 105 cai, deci mergea mașina. A fost oricum o mașină luată nouă, cu bune, cu rele. Mie mi-a plăcut. Și după aia, când mi s-a stricat cutia automată după 12 ani, în care chiar a mers, adică n-am avut nicio problemă, am prins un Mazda MX-5 cu valoarea a două iPhone. Și m-am bucurat de ea 3 ani. Când a început să ceară bani, că trebuia să-i fac, eu am făcut casetă de direcție, frâne și revizii, trebuia să mai bag la modul onest cam 2000 de euro în ea să fie ok. Așa. Și am zis că mai bine o vând unuia care e dispus să facă chestia asta decât să ruginească la mine pe trotuar. Și a apărut Mr. Miyagi. Care are un motor de 2.4 aspirat. 2.4 aspirat, e cel mai mare motor de la Honda din perioada aia pe parte de Europa. Ele se vindeau și cu 3 litri sau 3.5. Ideea e că mașina asta se numește Honda Accord Euro, în sensul că nu era vândută în America cu siglă Honda, ci cu Acura. Da, e o mașină pe care o vom regăsi în toată lumea, cu volan pe stânga sau pe dreapta. Și a avut, ăsta e cel mai mare motor pe care puteai să-l pui. Avea 2.0 benzină, 155 de cai, 2.4 benzină, 190 de cai și un 2.2 diesel, prima dată pentru Honda, pe 140 de cai, parcă ceva da, de genul. Aia, să zic eu, o alegere mai nefericită, în sensul că nu e păcat de caroserie și de suspensii să pui motorul ăla. Dar bănesc că nu e o mașină rea, să zici. Să știți că multă lume mi-a cerut japoneze pe canal. Uite una, da. Pentru că în ultimul timp am postat foarte multe chestii din concernul VAG sau BMW. Și japonezele nu sunt de dat la o parte. Au farmecul lor, ce-i drept. Da, trebuie menționat că asta este o mașină normală de zi cu zi. Până o calci. Adică ideea e că am mai investit niște bani din urma vânzării Mazdei. Am zis să se facă o, din asta, cum se numește, reîncarnare a Mazdei sub forma unor piese pentru mașina asta. Și zici ce ai căutat tu să modifici la ea și de ce? Adică deci ce eu am luat-o în primul rând, mașina a fost efectiv un chilipir. A avut 56.000 de kilometri când am luat-o, da, după 13 ani. Da, am văzut un vlog chiar. Cred că da, cum e primul film de pe atelier, exact, că așa exact. Am apărut eu în echipă și a fost 4.850 de euro, adică la banii ăștia, da, exact, ce-mi luam? Prețul exact clar. Ce-mi luam la banii ăștia? Nimic, știi? 22.950 da, de lei mai exact. Da, m-a mirat foarte tare faptul că într-adevăr are foarte puțin kilometri. Și eu am vrut Civic inițial, nu aveam bani de Civic benzină în stare bună. Am găsit diesel și eram gata să le iau, numai că mi se părea complicat că erau toate pe-n țară, pe la tot felul de autohouse-uri și mi se părea cumva peste mână, să zic, să
Presupun că tu ești fan mai mult aspirate, nu? Da, n-am avut turbo, n-am avut nici diesel măcar, deci toate motoarele mele au fost crescătoare. Era 1.6, 1.8, ăla de Mazda. Da. Și cu ăsta care e 2.4 și am condus așa, ca să zic, să pot să compar, dar parcă îmi plac astea mai mult, nu știu de ce, și chestia, păi, de fiabilitate. Păi, la aspirate e important să iei un motor. Adică acum, de exemplu, suntem în urcare la a doua și are 2000 de ture și acum, de exemplu, când dai talpă și intră vitecul, mașina trage, adică n-ai nicio problemă de exploatare cu ea. Evident că Audi-ul tău, de exemplu, sigur trage mai bine cu tracțiunea și cu tot ce-ai făcut pe el. Da, și are și turbina ajutătoare, știi? Adică eu cu mașina asta merg cu ai mei la schimb, vacanță, o încărcăm cu 400 de kg, schiuri, bagaje, mâncare, oameni și toate alea. Și mie mi-a tras pe serpentine, zici că e diesel. Adică acum, de exemplu, uite, vorbim de viteza 3 la 3000. Și când apeși capă și intră vitecul, acum în 5000 de ture, mașina trage suficient pentru un uz normal. Adică n-aș cere mai mult de la, evident că se poate face, dar depinde de cât ești dispus să plătești. Asta uite așa la interior. Așa e Cielo, să zic, ca feeling pentru mulți. Adică cine vine de pe o mașină super high-tech nouă, o să zică că e un interior aparent, nu știu, învechit. Dar sincer să fiu, e foarte solid făcută. Da, e o mașină deosebit de fiabilă și ce-mi place mie la ea e că are suspensiile astea multilink și double wishbone pe față. Adică are exact formatul Audi-ului, doar că e tracțiune față. Însă, da, explică un pic. Ideea e că stă mai bine roata, în sensul că indiferent de încărcătura mașinii și de ruliu, totdeauna cauciucul va sta complet pe asfalt. Față de un MacPherson care se va avea camber, adică când comprim roata o să intre înăuntru și nu mai are același contact. Adică simt progresul față de Opel. Și ceea ce îmi place mie la mașina asta e că resimt progres la absolut orice capitol. Are trapă, are climă, am xenon, are un motor mai puternic, mai mult spațiu, am cotieră, nu știu, adică chiar din punctul meu de vedere progres. Eu pot să zic că da, pentru că mai am un GTC, un Astra HGTC, adică și știi cu ce se știu mănâncă, da. În primul rând că n-ai nici măcar un singur loc și de depozitare, paharul, da, niciun spațiu pentru pahar. Și când am intrat în Audi și am văzut 4, am zis, da, adică mult. Contează foarte mult cu ce o compari. Mai multe suporturi de pahare decât uși. Da. Într-un fel e bine, știi că nici n-ai ce să verzi dacă n-ai o să pui cafeaua, e că pe asta tot timpul mă ferez. Dar e bine să le ai, știi, în principiu. Asta e ceva ce se întâmplă des la mine în mașină. Da, mie îmi place și sincer ce am făcut pe parte de interior a fost o... Am adăugat 10 cai prin colorarea sigle cu marker. Pur și simplu știu că mulți ați zice că e o țigănie. Ideea e că au avut niște probleme la siglele astea, se șterg foarte ușor. Și pur și simplu aveam un marker în dreapta și am dat așa din simplă. Știi ce am condus nou și mi s-a părut extraordinar de la Honda? Civicul ăla. Civicul de Type-R. Type-R-ul ăla, da, e alt. Ăla are același incredibil motor. Adică din punctul meu de vedere și statistic vorbind, motorul ăsta serie K de la Honda e cel mai tare aspirat în 4 cilindri făcut vreodată. Și care o să se facă. Adică e un motor robust care duce abuz. Și are tot timpul o rezervă de putere. Și inclusiv Civic-ul Type-R are acest motor, doar că i-au adăugat turbo și s-au mai jucat un pic pe la... Mașina e și extrem de ușoară, Type-R-ul, da, ultimul. Da, adică clar, ai pe ce să pui. Și aia mai are o chestie interesantă, deși are suspensie MacPherson, nu are torque steer, nu-ți dă pompe în volan. Să știi că mi s-a părut că are MacPherson pe față. E așa e, numai că chiar m-am gândit toată că chestia aia stă pe loc, știi, și de-aia nu ai... Adică faci așa, 0-300 sau cât prinde ea posibilă de pe volan și stă perfect. Voi ați spus de rezerva de cuplu și mai departe, dar ce e fantastic la mașina asta, că am mers și eu cu ea, chiar dacă foarte puțin, e răspunsul la pedală și asta... Da, adică uite, de exemplu, acum eu sunt în treapta 5-a, 2200 de ture, are aproape 80 de km pe oră și ok, n-are boost-ul unui turbo, știi? Dar ideea e că ai o rezervă de putere și se simte și din zgomot că ea trage. Da, o mașină cu turbo urcă, la știi? Turația asta încă era leneșă. Da, încă, da, pentru că și a creat tot presiune în turbină. Da, de exemplu, eu dacă merg, uite, să zic, acum am 80 la oră cu A6, deși eu are cum jos pentru ea. Da. Ai dat o
pompă în a treia dacă intră viteza și depășești. Da, ideea e că n-au cea mai bună cutie ca sportivitate. Posibil și a mea să aibă ambreiajul mai în etate, să spun așa. Dar ideea e că nu e o cutie sportivă în sensul în care să faci plecări de pe loc foarte rapid. Asta e o mașină de cruising, să te dai lansat. Să eu știu perfect ce zici, uite, tata... Și nici nu caut asta. Tata îmi ridică în slăvi o anumită mașină de care mulți nu știu și n-au auzit niciodată. E vorba de o Toyota Carina E. Care lui îi place mult. Da. Din 94. Care are un motor de 1.6, 116 cai sau 115. Da, aparent pe foaie zice mare lucru. Da. Dar mașina e extrem de închegată în primul rând. Faptul că e aspirată, gândește că și Opel-ul e 1.6, 116 cai, da, adică... nu-ți dă aceeași senzație, e mult mai tare Carina. Da, pentru că oricum sunt și mai ușoare, sunt mai închegate. De exemplu, motorul ăsta pe foaie n-are neapărat 5 putere. Vreau să menționez că mașina asta nu e stock, în sensul că eu am modificat o resoftare și motivul resoftării este unul legat de fabrică. Motorul e intenționat gătuit, să spun așa, din fabrică. În sensul că are acel punct de VTEC, când intră pe profilul de supape mai agresiv, este abia la 6000 de ture. Nu știu ce a fost în capul lor să-l pun așa. Mă gândesc că a fost o chestie ca să nu fie conflict de încadrarea mașinii într-un segment al Hondelor, nu știu. Ideea e că era aiurea, știi? Adică intri pe putere la 6000, o duci până la 7000, că ține și după ce ai schimbat treapta, pici pe sub VTEC și nu mai ai cuplu. Adică era o putere total asimetrică. Că ca ea e pe foaie, sunt sus. E vorba de ce simți la... Adică ții minte când am luat-o, când apăsam pedala, nu se întâmpla nimic. La cât are puterea maximă? Cred că 7250, ceva de genul. 7250 puterea maximă? Nu o să ai niciodată adică... puterea maximă când mergi cu mașina. Nu o să da. Profiți de ea niciodată. Dacă merg liniștit. Că noi zicem de cai, știi, mamă, că am nu știu câți cai. Tu iai pe foaie, da, sus. Depinde. Acum, de exemplu, cum mergem noi, cred că mașina folosește 15 cai ca să țină 60 la oră constant. Da, e o chestie foarte importantă să nu ne mai luăm în primul rând după cifre, știi? Pentru că atunci când ai o fișă dyno în față, poți să ai poți cu să mai puțin mai... cai, da, exact, dar să fie plaja de cuplu corectă. Iar la un motor de cilindree, oricum de cilindree mare aspirat, oricum vei avea un cuplu mai mare la turații joase decât la un motor de cilindrie mai mic. Asta e normal. Evident, da. Este evident. Dar pentru cineva care a condus o mașină cu turbo, când conduce o aspirată cu cilindrie mare, parcă nu-ți vine să crezi așa și răspunsul la pedală și... Da, adică are un răspuns foarte bun și uite, comparând, și... am condus Civic-ul de 1.5 turbo, are exact acelea specificații la cifre, dar aia nu trage la fel de jos. E adevărat că ești pe o mașină mai ușoară. Da. La 2000 cu 3 oameni în mașină și bagaje nu are același cruz, știi, să se ducă. Și practic, eu mai mult, pentru că m-am înscris pe comunitatea Honda pe Facebook, toți, a, mamă, ce bună, e gata, soft și șerpi. Zic, ce dracu, ce zic ăștia, că nu înțeleg nimic, știi că era porecla pentru galerie de evacuare. Zic, băi, ok, hai că îi fac soft, că înțeleg logica, cobor VTEC-ul la 4600 și practic dai motorului, îl lași să respire mai bine în ture mici. Da. Am făcut softul, s-a simțit instant și chiar a devenit altă mașină, adică mi-a corectat și mapa pedalei de accelerație, care e drive-by-wire. Și era foarte leneș înainte, trebuia să apeși jumate ca să simți ceva. Și a ridicat limitarea la 7600, mai e o pe la injecție una alta, teoretic ce care conduc de asta. O să întorci la rândă. Da, păi fac rând. Și la întoarcere o să vedeți din nou grupul VAG desfășurat, avem reprezentanță la Skoda, la Seat și la Volkswagen. Și pe parte. Pe lângă o mașină foarte rară. Da? Da. Ce eu mașină? Am văzut-o, o vedeți acum la întoarcere, era parcată, sper să mai fie. O mașină care s-a produs în foarte puține exemplare și multă lume o cere. Da. Da. Vedeți acum, e o surpriză. Nu e chiar aici. Sper să se audă pe cameră. Eu cred că se aude. E mișto sunet. Niciun 2.0 turbo. Da, adică n-au sunetul ăsta, știi? Are cumva motorul, prin faptul că are cilindria asta mai mare. Uitați-vă pe stânga. Ia. Vedeți acolo mașinuța albastră? Mai asta albastră de aici. Da, a, ce tare. E un Duster din ăla cu benă. Da, cu... Duster pickup de la Rom Turingia. Ăsta știu că erau făcute pentru piața din Brazilia sau în România nu se vinde. Nu, e Duster Oroch care se vinde. Ăla e în 4 uși, ăsta e în 2 uși, făcut în România. Dar ce e rar la mașina asta, primele, ălea pentru Petrom și OMV erau non-facelift. Ăsta e facelift. Da, chiar, că avea... Chiar exact. E rară la, da, poți chiar să zici că o mașină unică. Nu știu de ce a fost făcută mașina aia, nu știu cu ce scop, dar
nu o să mai vedeți prea curând un Duster facelift pickup pe străzi. Hai să continuăm cu Honda. Cu Duster ne-am săturat. Cu Duster, da. Am tot filmat așa am zis. Deci practic față de stock eu am făcut acest soft care a modificat, a dat o, să zic așa, altă are, nu-ți dă cai mai mulți la final, ci corectează mapa de cuplu și da, cai. Intră vitecul mai jos și practic câștigi cai acolo unde trebuie, adică exact, aici. Exact. Pentru că tu depășești la 80-120, aici îți trebuie putere, nu la 230 de km/h. Evident că după aia ăia răsuceau acolo, bagă și share, nu știu cum, dar mi-am făcut calculul. Softul a costat 375 de euro. Da. Și zic eu puțin pentru un soft, că știu că unele care sunt mai speciale sunt destul de scumpe, se duc spre 1000 de euro. Nu neapărat la Honda, zic în general pentru o mașină. Adică în general un soft e cam pe la 5-600 de euro, așa mai bun. Uh-huh. Și ideea e că softul ăsta este făcut de un ucrainean care e cunoscut în lumea Hondelor și este unul din cele mai rafinate softuri pentru că e făcut doar pentru motorul ăsta. Și e foarte testat. Omul ăla a cheltuit destul de mulți bani să-l dezvolte pentru că a trebuit să ia mulți parametri în calcul, neavând și suport existent. A ieșit ceva foarte bun. Și după aia zic, bă, dacă tot chiar îi dă culoare galeria de evacuare, hai să o încerc. Dar nu știam de unde să o iau. Am căutat dacă vinde cineva, nu vindea nimeni, evident. Și există variante în Anglia care sunt însă niște porcării dintr-un metal prost. Dacă spui așa ceva, se vor rupe sudurile. Și am vorbit cu el, tipul stând în Canada, pe fusul ăla orar, de-abia am dat de el, știi? Păi și cum poți să faci așa ceva? Pui? Și zice, da, îți fac fără probleme, ce mașină e? Păi am softul făcut la, de tine, băgat printr-un băiat care se ocupă cu, e omul lui, să zic așa, de aici. Uh-huh. Și zice, te costă 550 de dolari cu tot cu livrare. Uh-huh. Mi s-a părut o sumă mare, adică de banii aproape să faci un concediu. Da, dar zic, banii aveam pentru că vânduse Mazda și zic, hai mă, că nu e un efort în esență, știi, nu-mi fac rată pentru banii. Și după vreo lună sau două au venit și piesele astea la vamă, pentru care am plătit 278 de lei taxe vamale, că n-am știut să mint. Adică m-am blocat și am zis că valorează 200 de euro, când puteam să spun 50 sau 100 și îmi lua mai puține taxe. Dar să fim serioși, la câte am luat de pe AliExpress și n-am plătit nimic, că au fost amabile doamnele alea, ne-am reglat acum, știi. Și practic am luat, aveam șerpi în portbagaj și unde să-i montez, că eu puteam să-i montez, dar n-aveam scule și n-am vrut să mă bag. M-am dus la băieții de la Coasta de Est, care au și ei un canal interesant, dacă vreți să vedeți reparații diverse. La oamenii aia vedeți cum ajung mașinile astea pe care le vreți voi, da, și ce probleme au după mult timp și cât costă. Și m-a costat, exact, bătrânicele, da. M-a costat 300 de lei montajul galerii și am pus un catalizator cu debit mărit sau test pipe, cum îi zic oamenii. Uh-huh. Ideea e că oricum catalizatorul original al mașinii după 13 ani eu nu cred că mai filtra ceva. Și practic acum evacuarea are un debit mult mai mare. Este și 4-2-1, adică se unesc un perecheat cilindri într-un singur colector. Și practic șerpii ăștia au dat undeva la 25 de cai peste ce era înainte, dat de soft. Adică ceea mașina ce de la 190 a intrat pe soft 201 și plus încă 25, pentru că practic evacuarea originală are niște canale așa și asta le are așa. Adică e pur și simplu o diferență de debit foarte mare. Și acum mașina e cum ar fi trebuit să fie din fabrică, zic eu. Da, dar uite, mi se pare diferență mare de cai. Mai ales pentru aspirat, motor aspirat. Dar trebuie menționat așa. Asta e un aspirator care, prin faptul că are VTEC, e un motor cu eficiență volumetrică foarte bună. Păi și tu pe Audi-ul tău ai așa ceva. Are, are doi lobi la și cameri. Are, mamă, ce-mi scapă acum. Cum e VVT-ul la Opel? Variable. Da, de fapt nu, că are și aia. Deci odată are VTC-ul, care înseamnă Variable Timing Control, adică îți defazează, în cazul motorului ăsta, doar pe admisie. Ok. Poziția camelor și suplimentar ai pe ambii arbori și pe admisie și pe evacuare, supapele au două profile de adâncime. Adică acum, de exemplu, ea merge pe profilul mic și softul e bine făcut, da, îți intră pe profilul mare doar dacă dai talpă hotărât. Dacă apeși așa ușor, ea nu intră pe profilul ăla. Da. Acum ce simți cuplu e dat de galeria de evacuare. Dacă în schimb
apăs hotărât, acum a intrat pe profilul mare. Evident că ai și un consum sporit și nu e ok să mergi așa, știi? Da, e foarte tare. Adică nu e un, dacă e, de exemplu, un motor, să zicem, un 1.6 aspirat de 90 de cai, ăla nu ai ce să-i faci. Pentru că n-ai cu ce, softul ăla n-are ce să schimbe. Da. N-ai ce supape să controlezi altfel, n-ai, nu știu. Exact, contează foarte mult felul în care ai făcut motorul, ce conține și motorul, și evacuarea, și admisia. Eu, adică ai niște elemente cu care să te joci. De cum ar veni... Trebuie să ne interesăm foarte mult înainte să luăm o mașină. Da, poți să faci soft sau să nu vă ia banii degeaba, pentru că sunt unii care zic că fac soft la Opel, la Twin Port. Te-ai depășit un Astra H. Da, că vorbeam. Și îți dă 5 cai că îți reglează injecția, exact. Dar ce faci? Plătești 300 de euro pentru ceva ce nu da, simți. Și te și mint că îți pun și e minciuna, 50 da, de adică cai, știi? Ai 50 la o aspirată, nu o să vezi niciodată. Tuning-ul e ceva complicat și e personalizat pentru fiecare motor. Mi-a mai zis cineva, are un M5 V10. Da. Știți că e motorul aspirat de 507 cai. S85 ăla, da? Da. Ei, dacă tu le-ai. Și mi-a zis în felul următor. Eu mă duc la un băiat să-mi fac soft. Și zic, ce soft îți faci, domnule, că e aspirat. Și zice, păi da, dar uite, vreau să-mi adaug și eu 50 de cai. Zic, mă, cum îți adaugi tu 50 de cai la aspirată? Păi nu știi tu că ăsta e motor de 5 litri. Zic, mă, motorul are 5 litri, dar trebuie să mai schimbi și altceva ca să mai adaugi cai. Adică nu poți doar din soft să obții 50 de cai. Am întrebat 3 persoane care se ocupă cu asta. Toți mi-au zis că nu e adevărat, că n-ai cum să obții 50 de cai. După care îmi zice el ceva de genul, păi cum mă frate, că mi-a zis speci. Da. Mi-a zis unul din Anglia că îmi face el, că a mai făcut și la un M4. A mai luat și el bani. Păi da, dar M4... M4 e biturbo, nici măcar nu are o turbină, are două. Da, adică... Poți să crești presiunea, poți să... Poți să faci, de exemplu, ai la... Ai unde să te joci acolo. Un 318i cu N20, poți să-l duci la 245 de cai, pentru că e același motor cu 328i, dar chestia asta ține de presiunea în turbină. Sar de la, da, nu știu, 0.5 la 1.3. Asta e întrebarea. Poți iei o mașină cu turbină. Dacă n-ai turbină, cum scoți 50 de cai? Și îmi zice ceva de genul că o să-i facă... A, că softul îl face pentru Pops and Banks. Și zic, păi altceva, da. Și zic, bă, Pops and Banks, ăla ai din amestec. E o chestie la da, amestec. Da, să-ți bubuie pe evacuare. Așa. Benzina iarsă. Și la care el îmi spune, nu, domnule, că eu n-am destui cai. Și zic, mă, omule, ți-aduc oameni cu 300 de cai. Da, adică omul nu care înțelegea... Care au Pops and Banks. Nu înțelegea mecanica din da. Spatele chestiei. Yes, tu ai 507 cai. Stai liniște că dacă îi faci amestecul, tu obții Pops and Banks. Și s-ar putea de mult să faci mai rău dacă faci așa ceva. Da, pentru că BMW nu degeaba a lăsat amestecul da, într-un fel. Da, și din câte știu, motorul ăla de fapt are 400 în setare standard și 507 da, când pui da, butonul. Da, așa este, da. Da. Are 3 variante, 400, chestie care acolo se întâmplă sport. Din soft, detunarea este pentru că modifică avansul la supape, aprinderea. Adică, ca rezumat, trebuie să ai niște elemente mecanice cu care să te poți juca. Da, ca să-i ideea dai cai. E că nu i-a adăugat 50 de cai ca să facă Pops and Banks, doar îi schimba amestecul. Și asta încercam eu să-i explic, pentru că el cai avea destui. Adică nu e ca și cum te duci cu o Corsa sau 1-2 și zici, bă, fă-mi Pops and Banks. Știi, pentru că nu ai destul de multă benzină să poți să faci amestecul. Eficiență motoarele alea de... Adică, de exemplu, la mașina asta, așa cum e ea făcută, printre tuneri, e destul de lăudată, pentru că cu bani relativ puțin poți să ai niște creșteri. Păi considerabile, vezi că așa e la majoritatea japonezelor. Și ce mai are interesant, pentru că ele sunt modulare, de exemplu, mașina asta are o problemă cu cutia de viteze, odată că e schimbul destul de lent, da. Are treapta a doua foarte lungă, deci între a întâia și a doua are o cădere de vreo 2000 de ture. Uh-huh. Și e foarte mult, adică nu e nimic sportiv la ea, la faza asta. Și asta înseamnă că dacă schimbi cutia, poți să pui, ai două variante, ori exact... O cutia de type ăsta, de Honda Euro R se numește, adică Type-R-ul acestei uh-huh. generații, cele 7, care însă este o cutie cu diferențiale LSD, cu trepte mai scurte și mult mai robustă, dar s-a pus pe niște mașini cu volan pe dreapta, care nu se găsesc la noi. Și o cutie de-aia e 1600 de euro pe eBay. Nu știi în ce stare ei. Ai varianta mai ieftină să iei o cutie de Civic Type-R EP3, generația de acum 3, de zic, în 2001, care e direct fit pe trepte, adică pur și simplu desfaci cutiile și schimbi axele între ele. Tău preferat e să păstrezi a șasea de la asta pentru cruising și 1.5 lei de la aia. Dar din nou,
dă-i de sfă toate alea, trebuie să schimbi volantă, să pui alt ambreiaj, adică te duce la vreo 2000 de euro distracție. Asta și într-adevăr, vei avea o mașină mai dinamică, dar eu am zis că dă banii, e mai bine mă duc în America. Da. Să... Adică poți să faci treaba asta, dar e într-adevăr mult mai ușor de făcut decât la alte mașini. Asta e... De asta fug românii avantajul, de motoarele aspirate de cilindre mari. Nu neapărat de japoneze, cam de oricare. Da? Pe de o parte... Impozitul. Impozit, consum și pe de altă parte... Impozitul, da. Uite, eu iarăși alt context plăcut la mine. Eu am 34 de ani. Și mulțumesc. Fiind, mersi, am avut și multe vehicule. Adică ești profesor am, la vârsta asta? Profesor, da, da, de vreme. Am o motocicletă, am avut două mașini pe numele meu, n-am avut incidente pe RCA recent, au fost okay, câteva minore cu despăgubiri cu de-astea în trecut. Și am clasa aia B8. Minore la modul că am intrat cu motocicleta în spatele unui, sau el de fapt un amic a intrat. Nu minore, că dacă dă lumea schimb și deci că am avut câteva minore. A, nu, incidente minore. Incidente minore. Așa am zis, incidente. Când ai schimb? Nu, n-am avut minore. Ce a zis Vlad? Practic am clasa B8 la asigurare și asta, la mașina asta de 2.4 mie mi se RCA-ul 508 lei pe an. E dacă bine. Ți-o iei la 28 de ani, o să-ți iasă 1600 de lei RCA-ul, contează chestia asta. Impozitul e 820 de lei, dacă îl plătești până în martie sau când e chestia aia. Și practic pe mine mașina asta cu revizii, două revizii pe an la kilometri pe care îi fac eu, ITP, RCA, mă rog, taxele astea uzuale, am calculat 2200 de lei. Deci, practic, mă costă nu știu cât vine. 500 de euro. Pe lună, 200, 180, 200 de lei, o chestie de asta. Adică, mi-am asumat costul ăsta și l-am cunoscut de la început. Dacă aveam 28 de ani, probabil mă costa 3000 de lei sau mai mult. O puneam pe numele lui taică-miu și tot o luam. Adică, mi se pare că n-ar trebui să ne uităm la consum. Chiar sunt curioasă dacă cei care se uită, mai sunt și oameni care au modelul acesta de mașină și îl apreciază. Mai ales că mulți mi-au cerut japoneze pe canal și sper să le placă această surpriză. E o mașină robustă, adică de exemplu am văzut pe grupul nostru de Honda acolo, sunt unii care au și aproape 1.000.000 de kilometri cu ele și manuale și automate și fără să fi desfăcut motorul la ele, adică au și ele alte minusuri, adică de exemplu trebuie să faci reglajul la culbutor destul de des. Dar astea sunt niște chestii care costă, nu știu, 300 de lei, adică nu e un capăt de țară. E o mașină care însă cere un ulei bun și cere revizii des. Eu schimb uleiul la 6-7 mii de kilometri, pentru că în carte îți dă la 10 mii. Și am zis că mai bine... Nu, las-o aici, că mai tot mai prinde măcar un pic de, un pic de lume. Puțin așa, da. Ideea e că... Am vrut o mașină robustă care să mă ducă mai mult timp de acum încolo și să n-aibă niște cheltuieli din astea, da, prea deci mari, dar mi-am asumat okay consumul, știi? Adică ea așa cum e, consumă, consumă în da oraș, de exemplu, am venit până aici, mi-a luat 13.1, am plecat de acasă și aici am 11.4 după toată tura asta și ce am venit și în afară am fost, de exemplu, până în Serbia și înapoi 1300 de kilometri dus întors cu bagaje alergat și toate alea 8.8. Nu mi se pare mult deloc. Ideea e că sunt oameni care s-au obișnuit cu consumuri de ALH care sunt de cât? Păi 4-5 da, în afară. Și într-adevăr, diesel și de ei ar zice, bă, ce mult e. Dar gândiți-vă că eu fac cu mașina asta până 10.000 de kilometri pe an și preponderent extraurban. Nu fac navetă cu ea zilnic. Adică dacă ai merge în oraș să-ți consume 15 zilnic, da, nu e chiar alegerea potrivită. Dar dacă, de exemplu, vrei o mașină mișto de distracție, chiar nu contează consumul, pentru că mergi rar cu ea. Adică nu-i pagubă la bani. Tu ai luat-o pentru plăcerea de a conduce sau da pentru motorul în sine? Băi, sincer, eu n-am căutat. Am vrut să iau prima dată acel Civic diesel, dar nu găseam. Și erau numai ciurucuri, că nu erau întreținute, nu că avea mașina vreo problemă. Și Honda asta s-a nimerit să fie la o colegă, știam cu are, nu știam că e de vânzare. Nici ea nu știa că e de vânzare. Și am văzut una automată cu un anunț frumos pregătit. Niște băieți, că m-am dus acolo, mașina nu corespundea cu anunțul, pe scurt, adică nu ar fi meritat să dau 5.500 da de euro pe ea cât cereau. Și când m-am dus, zic, băi, ok, hai să mai caut. O sun pe colega asta și o întreb, zic, băi, cât consumă mașina asta, cam ce costură are? Mi-a zis, pe scurt. Și zice, da, de ce mă întrebi? Păi că am văzut una ca a ta și mi-ar plăcea să iau. Păi și cât cerea ăla pe aia? 5.500. Păi eu mă gândeam că poate dau cu 4.500. Și așa a fost practic toată povestea. Mașina nu a fost niciodată de vânzare. Și i-ai dat mai mult. Și i-am dat 4.150 de aia că am vorbit cu soțul ei după aia și el îmi ceruse 5.000.
Și chiar nu aveam fix 5.000 și am rugat-o dacă se poate să-mi lase mai jos ca banii pe care îi aveam eu să pot să iau și un set de roți de vară noi. Pentru că mașina avea cauciucuri de iarnă noi, dar n-am vrut să merg cu ele așa. Ție cum ți se pare, Luci, mașina? Mi se pare foarte... N-am apucat să o conduc mult. Sper că în viața asta să o mai conduc o dată. Se rezolvă. Aspiratele de la japoneze sunt ceva, mai ales vitecurile de la Honda. Am condus destule. Mie îmi plac, multă lume crede, cei care se uită la canalul nostru, ei cred că mie îmi plac BMW-urile foarte mult. BMW-urile mie îmi plac pe parte de șasiu și japonezele îmi plac pe parte de motoare. Chit că sunt benzinare, chit că sunt dieseluri și așa mai departe, au răspunsul ăsta la pedală, da, bun, chiar și urcă în ture foarte frumos. Și pentru cei care nu știți, eu am și un Avensis diesel și Vlad știe că a mers cu mine. Motorul ăla își dă drumul după 3000 și ceva. Da, e mai turat față mai de turat, un... Da. Da. Și eu la diesel nu schimb treapta mai jos de 3000 de ture. Așa cum ar trebui făcut. Adică... Mie răspunsul la pedală pe care îl oferă mașina asta și sunetul sunt de neegalat în clasa asta. Că de exemplu și eu, poate dacă aveam 18.000 de euro, mie îmi plăcea foarte mult Mazda 6-9, care avea de toate, adică arată și bine, are da, un, Mazda 3. Mi se părea, nu știu de ce nu m-am uitat, e la vremea aia, medie. E clasă medie de fapt, acum astea noi îmi plac toate. La vremea aia la care căutam eu încă n-apăruseră designurile astea noi și Mazda 6 chiar are aceeași filozofie, motoare mari, nu sunt la fel de sportive, e o mașină mai confortabilă, dar clar, are un interior net superior pentru că e o mașină mult mai nouă. Dar era de 4 ori la bani, adică ce vorbim, știi, nici n-avea rost să-mi fac gândul să caut așa ceva. Adică era o tâmpenie să, nu știu, iau dita mai creditul pentru fier. O mașină care în esență se devalorifica, ori așa asta, și asta a fost luată cu credit, dar vorbim de alte sume. Asta e avantajul la ea, știi? Și asta are personalitate. Multe mașini noi, din păcate... Da, nu prea mai au. Asta e problema cu ele. Știi că sunt... Cum ar veni, eu s-a nimerit să găsesc mașina asta, n-am căutat-o activ și a început să-mi placă pe măsură ce am condus-o. Și cert e că bănuiesc că nu singurul care pățește chestia asta cu mașina lui, pur și simplu zâmbesc ca un cretin când o conduc. Adică am niște momente în care râd necontrolat, da, îmi place. Adică... N-am apucat și e păcat să nu spunem. Da, spune de cum e pe viraje, că eu sunt curbagin. Băi, mașina e, ideea e că e mai barcă, în sensul că are o tonă jumate, aproape 1460 de kg la gol, ăștia măsoară cică cu benzină în rezervor plin. Da. Deci mașina fizic, masa ei fără benzină e undeva la 1400 de kg. Nu e Civic, n-are o tonă, nu e ușoară, însă faptul că are suspensiile astea double wishbone pe față și multilink pe spate, stă bine. Dacă ignori senzația de ruliu, pentru că o are, n-ai cum să o faci decât dacă îți pui niște arcuri din alea super dure. Dar se conduce, dacă mergi cu ea constant și nu o bruschezi, poți să intri foarte tare în curbe. Adică așa ca dovadă am venit de la Constanța pe drumul vechi și m-am alergat cu un E350 CDI, care e o mașină de 2 tone. Are problemele astea accentuate și mă țineam fără nicio problemă și pe partea de motor și pe dinamică. Adică mi-am dat seama că nu pun frână în curbe. Și așa mi-a dovedit că la 110, dacă poți să iau un viraj relativ strâns la viteza aia, înseamnă că mașina stă bine și nu cere corecții. Nu știu, exact, așa, da. Adică așa o resimțeam eu. Poate un șofer mai bun, care n-are, are pragul ăla de confort mai sus, poate îi dă mai tare. Eu mă opresc la un moment dacă mi-e teamă, știi? Am mai avut, ca orice om, diverse incidente și știu cum... Ce se poate întâmpla și de asta prefer să nu forțez prea tare și cu motocicleta fac la fel. Dar e o mașină care îți dă încredere, e mare, ai totuși un spațiu, ai un confort în ea și e numai bună de drum lung. Adică s-a nimerit perfect, e venită mânușa, știi? De-aia am și dat poreclă. Vreau să-mi găsesc un sticker să-i pun. Ce poreclă? Mr. Miyagi, știi că și numărul e MIG, MYG, păi de la Miyagi, nu de la MIG Avian. Cântărețul ăla rus. A, da, și ăla e. Păi eu credeam că de asta nu, zici. De ăla din Karate Kid, japonezul ăla, profesorul cu wax on, da. Wax off ăla. Și vreau să găsesc un sticker de la mic să-l pun pe lunetă. Adică am căpătat o... Îți dai seama, dacă ajungi să dai pe o reclamă mașinii, clar că-ți place. Păi eu așa fac la adică, toate mașinii. Adică cam asta e povestea aici. Încă și... n-am, bine, pe o reclamă, nu i-am dat un nume 39-ului. Bă, e încă venit nou. Da. Dar... Cum, mie mi se pare că, în general, fanii de japoneze sunt mai pasionați de mașinile lor decât unii pe care au niște mașini, să zic, mai puțin rare.
care sunt mai des întâlnite, nu că alea ar avea ceva, adică și Golf 4, de exemplu, trece ca fiind o mașină banală și de asta, dar trebuie să fim serios. Au și modele rare, cum ar fi V5-urile alea sau VR6. Păi asta VR6. E și la mașina mea, că dacă și asta la fel la ta 9 e. 9 din 10 Audi-uri, sunt 5 sunt la fel. Și... Da. Știi, da. Și mai e una deosebită, dar din păcate oamenii văd superficial. Da, adică și asta, mulți zic că ai urâtă, că are botul ăla, că n-are butoane, că băi, că nu știu, Audi A5 mai vezi. Nu poți că... să mulțumești. A, da, asta e ceva subiectiv oricum cu da. Și nici nu vreau să mulțumesc pe nimeni. E mașina mea, o conduc eu, îmi place. Atâta timp cât ești mulțumit, taică mi la fel e foarte mulțumit, de că chiar mă sună din când în când și că bă, băiatule, ce mașină ne-am luat. Adică, de seama, da. Comparând cu Opel ăla și cu faptul că poți să mergi mai, se simte mai sigur pe ea și pe autostradă, adică... Și eu mai am o altă problemă, da. La, cu bicicleta satului BMW 90, cu care are toată da. Lumea, cu asta mea mașină. Da, da, are cel mai tare șasiu de vreodată. Exact, uite, cineva conduce care bine, mă înțelege. Da. Bă, are păi, un... deci cum stă da, mașina chiar... aia pe drum? E unul din ultimele făcute după da. Filozofia nu avea, veche. Știu? Nu avea foarte multă putere, dar cum îți transmitea... toate informațiile prin scaun, da. Prin volan. Da, adică aici exceptăm orice fel de probleme de fiabilitate sau de dar da, și motor, ca fiabilitate de, sunt da. Anumite motorizări sunt, de la da, 90. Plus că a fost BMW care, dacă stăm să ne gândim, când a apărut, numai dieselurile aveau turbină. Da. Adică era unul din seriile care da. A avut motoare aspirate. Eu la probleme am avut foarte puțin, au fost de la motor la BMW, adică da. Nu mi-a cedat cutia. Și asta, uite, de exemplu, asta e o mașină, v-am zis, suspensiile astea nu sunt chiar ieftine, adică gândiți-vă că pe spate fiecare roată are 10 bucși, pentru că ai 5 brațe cu două capete. Deci ai 20 de bucși numai pe spate, care unele cred că vin cu braț cu tot, n-ai cum să le înlocuiești separat și pe față ai niște brațe superioare care sunt vreo 400 de lei bucata, evident că trebuie să le schimbi pereche, da, ai bascule da, inferioare, ai da. Pivoți, adică și e o mașină mai pretențioasă. De... Și le veneau cu brațele. Ai făcut un videoclip, cred că se numea 10 mașini sau 5 mașini pe care... 5 BMW-uri sau care merită să le cumpere. Ah, da, exact. Da. Și când am intrat pe videoclipul respectiv, nu știam că ești fan E90. Pua. Și chiar m-am... Eu am plâns chiar când am sperat. Chiar am sperat și ai văzut că am lăsat și comentariu. Da. Speram să menționez cum E90. Să eu am vrut inițial seria 1 coupe. Și bine am făcut că mi-am luat E90 pentru că se conduce mult mai bine. Da, da, uite, am mers și eu cu seria 1, un 1.2.3D și... Trage motorul la nimic de zis, dar o simți că e parcă scurtă, nu știu, nu e, n-are aceeași așezare ca... E bine într-un fel că e scurtă, n-am avut singura problemă da. Pe care am avut cu mașina aia, cu seria 1 coupe, a fost cutia. Similar cum ai tu cutia, știi când, stai să, nu știu, te explic aici. Ah. Da. O scoți din viteză. Așa, am uitat un aspect să zic la asta. Asta are, ambreajă, te rog. Asta are short shifter. Da, are... Asta este da. Montat, l-a montat fostul proprietar care a avut 5 Honda. Uite, la asta poți, de exemplu, să faci mișcarea da, de schimbare. Pentru că e mult mai, bucată. Adică, de exemplu, aha. Îi dau... La E90 da. Puteai să faci asta. Da, adică eu nu trebuie să ridic cotul de pe cotieră să fac mișcarea asta, doar îi dau o palmă schimbătorului și intră, știi? La seria 1 coupe, trebuie să ai aceeași mișcare cum e la cutia da. Taniei, trebuie să ai 3 mișcări. Una, scoți din viteză... H-ul clar, da, am înțeles. Și da. Vorba ta, poți să faci dintr-o singură mișcare, dar simți că o forțezi. Simți că o forțezi. Pentru că se aude când se duce între... Și de asta la Volkswagen, la Golf, la Passat, la Polo... Eu nu știam la asta cum e, de exemplu, când am luat mașina, m-a sunat proprietarul, face, băi, vezi că dacă nu-ți place schimbătorul, am și cablajele vechi, standard. Zic, da, ce e ăsta? Păi ăsta e de la short shifter și știam eu termenul așa, dar nu mi-am dat seama că probabil cursa e mult mai lungă și... Cum ar veni mai pe spate schimbătorul. Să spui ce ai zis asta. Că ai uitat să menționezi. Asta era, cu asta schimbătorul, era. Da. Am gând la gând. Că... Ideea e că, na, nu știu, sunt atâtea moduri prin care poți să judeci o mașină. Eu v-am zis ce am avut de zis legat de preț, adică dacă eu unul... O să-i, o să-i întreb pe urmăritori dacă vor să conduc mașina ta. Pe lumină, că acum da. Poți să o conduci și dacă acum, vor da. Să facem un vlog cu chestia asta... Atunci. Eu vreau. O să fie obligat de facem. Circunstanțe. Da, am înțeles, am face lumea da. Pol. Din păcate ne-am trezit foarte târziu astăzi. Da, a fost și zi de lucru și da. Tot ai trezit facem... târziu, el a avut zi de lucru. Da, eu am da, mai oricum, filmat noi, înainte ceva. Noi abia ne-am cunoscut astăzi, așa că da, mai avem de vorbit, timp. Am vorbit pe internet foarte mult timp, dar... Da. Și o să vedeți și clipul cu audița pe canalul nostru. E un schimb de experiență, da. Chiar da, da de acum, experiență. Nu știu, că tu pe canal în general ai avut multe mașini, de exemplu, modificate din ce am văzut eu. Am diversi proprietari
cu mașini poate mai exotice sau chestii sau... vândute. Adică foarte multe BMW-uri, Audi-uri, chestii de-astea. Poate, nu știu, Honda n-au fost atâtea, păi, în cel puțin dintre, recent, știi? Da, dintre japoneze, da, cred că am avut o singură mașină pe care am o aveți și voi. Toyota GT86, fix aceeași mașină. Da, exact, da, am același Matei, proprietar. Da. Adică... același proprietar. Aia, o, cu mâna pe inimă, o spun că e cea mai bună mașină pe care am construit. Da, adică e o experiență aparte de... Da. Că și asta, exact, și Honda are chestia asta, are accelerație de aia de tip strănut, îi zic eu. Adică la modul că dacă ai strănutat la volan și ai apăsat din greșeală, da, pedală, te va scutura în scaun. Sincer, mașina aia m-a... Da, e, e. Deși puterile sunt similare, GT86-le are un mare deficit de putere la turații înalte, pe când asta... Pentru că aia, da, n-are, asta are valve lift-ul ăla, variable, da, valve lift, aha, care e mult mai... Acum ai făcut și mai curioasă, dacă, da, zici că... Ai chestia asta față de a lui Andrei, voi, da, ziceți, Matei. Eu am fost impresionată de mașina aia, sincer, aia de GT86. Da, adică, uite, exemplu, mie mi-a plăcut pentru că i-am comparat-o cu Mazda pe care o aveam eu, MX-5-ul, și era infinit mai puternic. Adică Mazda aia mea era din 2001, avea 148 de cai pe foaie, probabil mai puțin în realitate. Și aici am simțit o creștere de putere, dar e genul de mașină care e bine făcută cu totul, adică puterea e ultimul lucru la care te legi de ea. Și în esență, uite, mașina asta ce mai îmi place la ea e că practic datorită ei m-am apucat de YouTube. Dacă nu era Honda asta, nu. Deci am filmat-o în octombrie pe canal, băieților le-a plăcut de mine, că am vocea plăcută la ascultare, nu știu, asta voi decideți, nu eu. Și... Hai că filmează, mi-am filmat și motocicleta, da, hai că una alta și până la urmă am ajuns să facem filme grupa mare. Dacă nu era mașina asta, nu se întâmpla chestia asta, adică tot e... M-a făcut pasiona de auto. Eram și înainte, la modul că îmi plac mașinile foarte mult, dar nu eram genul ăsta de... cu tuning sau să vorbesc despre ele într-un cadru... Vorbeam cu prieteni. Și de ce canalul ăsta și nu te-ai dus la altcineva? Păi oricum nu-mi pusesem problema și mi s-a părut că canalul e mai... nu știu să zic, nu, mai libertin. Tehnic, mai... Și tehnic are mai multe chestii și cum ar veni era o nișă neexploatată pe care eu am putut să o umplu și mi s-a părut că le zicem și acum, sincer, adică nu suntem sponsorizați de nimeni, nimeni din mașina asta nu e sponsorizat de cineva și ideea e că poți să... Poți să fii obiectiv. Da, și chiar dacă ai lucra undeva în domeniul auto, oricum poți să păstrezi o... obiectivitate, da, fără nicio, exact, problemă, știi? Adică dacă eu aș fi angajat la Honda, de exemplu, și să lucrez într-un birou undeva, n-ar fi un conflict cu nimic a faptul că prezint, singurele lucruri, știi, pe care nu ai, da, voie, ok, nu-ți denigrezi angajatorul sau nu, ceva, nu, n-ai, știi, voie să zici ce se întâmplă în fabrica aia, știi? Adică secrete asta e politica asta, de, da, angajare. Asta dacă avea acces la informațiile astea, că nu, și ai. Canalul... Bine, dacă ai... Așa a fost să fie, știi? Și... Dar așa părerea ta sau cum... Asta poți să o expui. Normal, știi? Că asta e și ideea. Dar ideea e că mi se pare că foarte multe canale de YouTube din România sunt... Sunt subiective, subiective și sunt plătiți sau sponsorizați, da, la modul că ești tu 4 plinuri de benzină și mașina o lună, adică nimic greșit în asta în esență. Dar evident că nu poți să-i spurci la mașina când îți faci așa. Da, exact. Că de-aia ți-o și dă să o prezinți de bine. Și mi se pare că prezentările erau... Adică, de exemplu, eu am ajuns să vorbesc tehnic de BMW-uri. Îmi plac, știu motoarele, codurile pe de rost. Sunt oameni care pe YouTube nu prezintă nimic concret. Mamă, ăsta, exact, e BMW, e BMW de la care e BMW. Păi adică ce are? Da, adică nu spune, zici și tu, da, despre ce e vorba, știi? Deci canalul vostru, atelierul de detailing, e un canal cu oameni foarte atenți la detalii. Și mulți YouTuberi nu vor să arate aceste detalii, nu doar pentru că... Da, adică, nu, uite, un videoclip de al nostru nu atinge, nu știu, 300-400 de mii de vizualizări cât au alții, pentru că nu e un content din ăsta șocant, să, da, nu știu, editat sau... Mai avem content. Mai avem, dar în alt sens, da, în exact. Sens, da. Și, practic, nu e o chestie, nu zic senzațional din ăla pe mediatic. Pe mulți oameni nu interesează. Și poate așa cei care se uită mai... De... Adică eu am videoclipuri tehnice care, sigur, pun ora le par plictisitoare, în care vorbesc în mașină câte jumătate de oră despre... În mașina asta. Am vorbit și despre un motor 1.5 TSI, 20-30 de minute, explicând de ce mi se pare mie tare mecanica din el. Poate sunt oameni care o zice, bă, de ce să nu-mi iau 1.4? Zic, uite, da, aia, pentru că ai niște plusuri aici, sau de ce, nu știu. Asta e o nișa mea, știi? Da. Dacă vreți să, dacă nu vă uitați la noi
și vă uitați la Tania și vreți să vedeți un clip care ne caracterizează, vedeți clipul cu Alfa 159. Da, exact. Care începe ca o nuntă. Începe cu mai multe pasiuni de ale mele. Da. Da, adică e chestia de că trebuie să aduci ceva nou constructiv, că așa poți tot timpul. O să ajungă lumea, nu știu, să facă review în pielea goală la o mașină ca să fie șocant, știi? Da, ce treabă are cu domeniul auto, știi? N-ai voie. Da, n-ai voie. Așa, ceva. A dat și el un exemplu. Da. Sau, na, vorbești de politică și mașini, chestii de-astea, nu știu. Ideea e că mi se pare că sunt canale care, iară, tu arăți din mașină povești ale diversilor oameni. Băi, aș spun prin prisma lor cum resim mașina și asta îmi place, adică pot să văd poate un tip cu care n-aș rezona, să nu fie stilul meu de persoană, și de prieten, dar să-mi placă, încep să-l înțeleg. De ce gândește adică, el așa, da, de ce a ales mașina? Asta mi se pare și mie interesant. Eu pe canal vreau să arăt pasiunea auto și tocmai vreau să arăt cât mai multe modele și mașini, pentru că tu care ieși la semafor cu unul cu BMW, ăla nu înțelege de ce ai ales tu Honda, el... Tu nu înțelegi. Da, exact. Bine, și cumva trebuie să ajungi la un numitor comun. Și trebuie să înțelegi că pasiunea auto ea e importantă. Adică să ieșim toți pe afară și când ne găsim într-un colectiv în care toți avem altă mașină, tu deja te uiți la ăla și zici, bă, ăla și-a ales BMW pentru că îi place distribuția aia de greutate, 50-50. Da, adică 50. Unii sunt știi? Așa pe... Să fim cât mai deschiși unii cu alții. Nu sunt așa, bă, puteai să-ți iei diesel și-l turnai păi și duceai la nu știu că de pe FO. Am un prieten care are service și el a zis că lui îi place BMW-ul că se desface ușor la service. Ah. Da, 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 știu, adică știu pentru că e ca un fel de Lego. A zis tot așa. Vezi că acum sunt nu mai e așa. Sunt niște costuri și... Da, evident că toate sunt cu... Nu, acum nu mai e așa foarte greu să demontezi. Clipsuri și cu... Da, asta noi, da, alea veche, dar mi se pare că mi se potrivește mănușe chestia asta, că pentru mine să fac YouTube, în afară de resursa timp, care nu e la nimeni disponibilă, mie îmi vine turnat chestia asta, vorbesc fără speech de ăsta preînregistrat sau... Exact. Mai sunt videouri la care strasez niște idei, le scrii pe o foaie sau faci o recapitulare, dar tot vorbă liberă ești. Deci nu uitați să vă abonați. La toate canalele din mașina asta. La toate canalele, la cele două, da. Și la orice canal de pe YouTube care vă place, că până la urmă știți care e faza când vă abonați, există un flux care se antrenează și aici nu e vorba de bani, e vorba de vizibilitate, adică mai mulți oameni, dacă voi creșteți cu like-urile un canal, mai mulți o să aibă contentul ăsta sugerat fără ca ei să-l caute. Dacă voi vă abonați, distribuiți, dați like, ne ajutați pe noi să creștem și dacă vreți să facem content în continuare, cel mai bun aport pe care puteți să-l aduceți voi este să distribuiți la alții să vadă și alții, pentru că asta ne încurajează pe noi să facem în continuare. Da, adică și pentru mine, adică dacă, de exemplu, în comentarii, din 200 de comentarii, 190 ar fi cu un jurături și bă, prostule, pleacă de aici, e clar că ar fi, teoretic, am o problemă și nu o fac bine. Da. Ce fac, așa că ori ar trebui să mă las, ori să-mi revizuiesc metoda. Problemele, da. N-am fost cazul de așa ceva și... Când primesc aprecieri, le iau constructiv și eu mai am două fac lucruri mai departe. Și cu asta închei, că nu știu, dar s-a făcut 12 noaptea, nu? Da, suntem într-o pădure. Cred că am vorbit ceva. Da. Eu mai am două lucruri. Unu, a revenit pe canalul nostru de 2 ani de zile, eu n-am mai făcut un tip de content, se numește Car Spotting, în care eu merg. Da, chiar l-am am uitat astăzi la el. Și chiar dacă nu eram în formă, pentru că nu sunt obișnuit când sunt filmat să se uite lumea la mine, eu sunt foarte stresat în acele clipuri, pentru că eu sunt cu cameramanul, cu Cosmin și se uită ce facem ăsta aceea, știi? Și mă intimidează. N-am fost prea în formă, dar o să mai facem. Efectiv, ne uităm la mașini pe stradă și spunem despre ele, știi? Și așa, în 30 de minute, vedem 30 de mașini și putem să spunem pe scurt. Da, și că și eu cam așa am adunat tehnica. Când eram mic, nu mi-a explicat nimeni, m-am jucat cu Lego și îmi construiam eu singur mecanismele pe care nu le înțelegeam și am ajuns să văd pe stradă, știu că o anume mașină are un anume sistem, știu să vorbesc despre el, chestii de genul. Asta, mă rog, e și toți doi, au chichițe de astea. Mi-am uitat ideea. Și doi, da, apropo de pasiuni de mașini, Tania e pasionată de povești, evident, și de mașini și de povești și are multe de spus, multe povești ale ei și multe povești pe care le adună de la alții. Vlad te dezmembrează și te pune la loc și spune de ce ești și așa. Și am multe pasiuni. De exemplu, cea mai mișto pasiunea mea pe care o resimt este schiatul și de acolo a plecat partea tehnică. Adică, la fel vorbesc și despre schi și de cum se setează clăparii și schiurile. Îmi place și muzica, când la acordeon, la fel și pe ăla desfac pe toate părțile, știu cum funcționează și cumva e numitorul comun e mecanica, probabil. E păcat că nu lucrez în domeniu. Și eu, pasiunea mea de mașini este... Tu chiar ai cred că e singurul care ai lucrat oficial în domeniu. Da, și sper domeniu, să mai lucrez, sper că să mai, lucrez, mai mănânc și eu o pâine. Nu, mie îmi place să experimentez fiecare mașină,
Să conduc cât mai da, mult. Da, el a condus, nu știu, ai o listă, cât ai ajuns 399 acum? 399 până acum. Dar i-am zis că trebuia să... A fost 399, urmează 400, sunt curios. Da, eu nu 400 știu, trebuie să fie 39. O să mai conduc, crede-mă, că am filmări la Craiova, mâine am filmări la Craiova, avem deci audio SOC V10. Ok, ne auzim la 500. Ne auzim Vedeta. La 500. Și vreau să... să experimentez și să relatez diferențele dintre ele, cum se simte una, cum se simte alta. Da, că altfel poți să spui când l-ai condus. Exact. Da, asta proba e practică. Da. Proba practică. Dacă ajuns până ai, dacă ați ajuns să ne vedeți până la punctul ăsta, înseamnă că sunteți și voi pasionați. Da, lăsați un coment dacă și spuneți: "Am ajuns până aici." Da. Sau da. Am mai auzit că e la mod acum să vezi, inclusiv eu mi-am văzut după ce filmez. Îmi dau videourile play cu cască în ureche să văd dacă am zis prostii pe ele și le pun pe 2x viteză, știi? Și e super haios că te auzi accelerat așa ca în desene, dar e strict din chestie de timp, da. Mie nu-mi place să mă aud, nu-mi place să mă văd. Crede-mă că așa e și la mine și la editare, și la editare e groaznic, mai da, ales eu că nu fac partea asta și după nu... ce încarc videoclipul și mai intru să mă uit la comentarii, știi, că eu citesc toate comentariile, răspund, da. Și când intru îți dă automat de unde ai rămas. Știi? Da, îți dă, de, îți dă play. Mamă, și ți-auzi vocea și imediat, oh, nu vreau să mă aud. Mie mi se pare că am o voce foarte subțire pentru un băiat, deși ea, în mintea mea sună gros. Păi da, e vorba că una astfel te auzi cu mie mi se pare urechea că și alta e prin... Eu am vocea mult mai lină în capul meu și pe vlog păi dacă e foarte enervantă. Prin oase, știi, altfel e când... Așa pățesc eu cu acel acordeon. Iarăși cu tehnica zici că e amortizare până aude. Așa pățesc eu cu acordeonul, când cânt cu el pe mine... Îl aud și îl simt. Dacă îl dau cuiva să cânte și stau la un metru de el, se aude cu totul altfel. Așa e natura. Da, și mă deranjează, am impresia că am o voce extrem da, de enervantă. Da, e blocat de asta, știi? Nu l-am la n-am niciun instrument în mașină. Să fi făcut outro pe muzică așa. Știi ce instrument găsești în orice... Opa, mai avem baterie? Cred că s-a închis. Gata. Am vorbit destul. Mai merge asta? Mamă, trebuie să facem outro. Hai să facem outro. Asta mai merge? Mai merge. Da, asta merge. Da, dar cine știe cât are și el. Mai am o baterie, dar... Fie, pune-l așa, că mai avem și noi baterii de GoPro la noi. Stai așa, să o pun în față aici. Să facem altul. Da. Să nu tai partea asta, că a fost interesantă. Da. Bine. Hai cu da, e. Deci, okay. Abonați-vă, vă mulțumim pentru atenție. Nu uitați să dați un like și un share, să vă abonați și canalului lor, atelierul de detailing, și o să mai apar și eu pe la ei. Și ei pe la mine prin videoclipuri? Cu siguranță. Cu siguranță. Dacă v-a plăcut, lumea auto e... E vastă și cu... E mult de discutat pe tema asta. Și ne prinde dimineața. Nu ne-am mai oprit dacă ar fi după noi. Credeți-ne. Hai. Da. V-am pupat. Pa, pa. Pa, pa.